Două autospeciale ale detașamentului de pompieri din Orăștie cu echipajele aferente au intervenit în noaptea de marți spre miercuri la stingerea unui incendiu violent din orașul Paliei. Focul a distrus două locuințe improvizate și a afectat alte trei, dar, din fericire, nu au fost victime omenești. 11 pompieri din cadrul detașamentului Orăștie au intervenit aseară la un incendiu care a cuprins mai multe locuințe improvizate din lemn. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent. Au ars două locuințe și alte trei situate în imediată apropiere au fost afectate. Proprietarea unei locuințe a fost transportată de către echipajul SMURD la Spitalul Municipal Orăștie, întrucât a suferit un atac de panică. Cauza probabilă a declanșării incendiului a fost stabilită ca fiind depozitarea de materiale combustibile lângă un aparat de încălzit. De asemenea, cadrele ISU Hunedoara au mai intervenit la stingerea unui incendiu dintr-o gospodărie situată într-un sat aparținător de orașul Călan, nici aici nefiind înregistrate victime omenești, ci doar pagube materiale.